Bun găsit la Fabrica, doamnelor și domnilor. După cum probabil ați văzut și în presă și în buletinul de știri anterior la Publica TV, președintele Comisiei Europene pentru Democrație prin Drept, mai cunoscută sub denumirea de Comisia de la Veneția, domnul Gianni Buchicchio, a efectuat o vizită de două zile, 19 și 20 decembrie, la Chișinău, vizită în care a fost însoțit și de Simona Granata Menghini, secretarul adjunct al Comisiei, o vizită în care a avut mai multe întâlniri cu președintele Parlamentului, doamna Greceanu, cu președintele și membrii Comisiei Juridice pentru Numiri și Imunități, cu judecători și reprezentanții ai societății civile, cu premierul Ion Chicu, de asemenea cu ministrul Justiției Fadeina Gacevski, alături de care a avut și o conferință cu membrii Consiliului Superior al Magistraturii și cu judecătorii Curții Supreme de Justiție. A dorit să afle domnul Buchicchio felul în care se prezintă situația în acest moment în justiția moldovenească și e important de spus că dânsul s-a aflat în Republica Moldova la invitația speakerului Zinaida Greceanu. Poate însă că cei care l-au invitat nu s-au așteptat ca domnul Buchicchio să fie tranșant până la capăt, ci să spună că nu stau foarte bine lucrurile și că felul în care se face, de exemplu, reforma Consiliului Superior al Magistraturii nu e cel mai fericit. Și iată că, într-un fel sau altul, domnul Buchicchio a spus ce a avut de spus, iar Parlamentul a făcut ce a știut că trebuie să facă. Acum, probabil că pentru opinia publică nu e foarte clar până la urmă de ce dorește lumea să stea de vorbă cu această comisie de la Veneția, sau mai exact Comisia Europeană pentru Democrație prin Drept. Ce valoare au opiniile rostite de membrii acestei comisii? Trebuie, nu trebuie să îi te adresezi? Dacă îi te adresezi, ții, nu ții cont de ceea ce ți se spune? Dacă nu ții cont ce se întâmplă, dacă ții cont unde ajungi, în fond și la urma urmei, pentru ce se petrec toate aceste lucruri? Ce rost a avut să-l inviți pe domnul Buchicchio la Chișinău și apoi să nu prea doresc să asculți ceea ce are dânsul de spus? Sau poate că n-am înțeles eu corect cum stau lucrurile și poate că și dumneavoastră aveți nevoie să înțelegeți mai bine până la urmă. Ce e cu vizita domnului Buchicchio aici? Ce e cu această comisie de la Veneția? Și până la urmă, care a fost rostul? Cred că probabil cel mai calificat să ne răspundă la aceste întrebări, dacă va dori și va dori, dar din moment ce a acceptat invitația, este fostul ministru al Justiției, fostul președinte al Curții Constituționale și reprezentant al Moldovei în Comisia de la Veneția, domnul Alexandru Tănase. Bună seara, domnule Tănase. Bună seara. Vă mulțumesc mult pentru că ați venit. Eu m-am priceput așa jurnalistic să fac o introducere la această discuție, dar important este să înțelegem foarte bine. De exemplu, iată, domnul Buchicchio împreună cu secretarul general adjunct al Comisiei de la Veneția au venit la Chișinău. De ce au fost invitați? De ce a dorit guvernarea de la Chișinău să îi aibă drept oaspet pe acești specialiști în drept? Eu aș fi tentat să văd o semnificație dublă acestui gest. Pe de o parte, vizita președintelui Buchicchio la Chișinău demonstrează că Republica Moldova încă se mai află în subvizorul foarte atent al instituțiilor europene, mă refer în special la cele reforme pe zona justiției care încă nu au fost făcute, dar urmează a fi făcute. Din altă perspectivă, este un mesaj de încurajare pentru autoritățile de la Chișinău să fie mai insistente în reforma justiției. Vreau să menționez că Guvernul Republicii Moldova a fost un client constant al Comisiei de la Veneția pe parcursul ultimilor ani. Și este, nu mă refer doar la acele expertize care au fost furnizate în sesiunea 121, acum care a avut loc în decembrie, pe codul penal, pe legea procuraturii, pe justiție din septembrie. Putem merge puțin mai înapoi, inclusiv modificările pe codul electoral, că au existat foarte multe situații când Comisia de la Veneția a asistat Guvernul Republicii Moldova. Prin urmare, vizita președintelui Buchicchio depinde cum va fi capitalizată și care vor fi concluziile trase din această, din această vizită. Am înțeles că a avut întrevedere nu doar cu decidenții politici, ci și cu reprezentanții CSM, cu reprezentanții puterii judecătorești, cu ministrul Justiției, unde eu sunt convins că au fost transmise foarte multe mesaje care ar fi bine ca autoritățile moldovenești să le urmeze. Bun.
prea mult din aceste mesaje n-am auzit, cel puțin deocamdată. A fost această conferință comună a domnului Buchichiu cu ministrul Justiției, domnul Nagacevski, unde în principiu domnul Buchichiu a spus că e nevoie de o reformă reală în justiție. Acest cuvânt reală, cam ce semnificație are? Este încărcat de diplomație sau este un deget pus direct pe o rană? Și dacă da, pe care rană? Care sunt problemele justiției astăzi, de exemplu? Mai degrabă este un deget pus direct pe rană. Nu vreau, văd eu prea multă democrație. Atunci când un demnitar de asemenea rang solicită ca reformele să fie reale, asta înseamnă că reformele până la acest moment au fost mai mult mimate, fie că nu au avut loc în general. Și nu suntem departe de adevăr. Modificări substanțiale pe justiție nu s-au făcut de mai mulți ani de zile. Bun, justiția este într-o continuă și permanentă procedură de reformare, dar când este vorba de adevăratele probleme din justiție, lucrurile încă nu s-au mișcat de înloc. Și la ora actuală, sigur că principalele provocări care sunt în fața actualei guverne ține de problema Curții Supreme de Justiție, acea procedură de evaluare care a fost lansată, acea idee și care este criticată atât de Comisia de la Veneția. În general, în Uniunea Europeană este criticată această idee de vetting. Nu am văzut niciodată nimeni să o vadă cu ochii prea buni. Plus o nouă criză de sistem care s-a creat în justiție. Este vorba de criza în interiorul sau, mă rog, relația CSM cu puterea judecătorească. Această criză a fost creată de politicieni, trebuie să o spunem foarte clar. Deoarece după evenimentele din iunie, când s-a adoptat acea declarație cu privire la caracterul captiv al statului, când au fost transmise acele mesaje puternice de schimbare, sigur că prima instituție care urmea să fie reînnoită componența era Consiliul Superior al Magistraturii. Dar, din păcate, politicienii au decis să manipuleze lucrurile într-un mod pentru a-și trage propriile sfori în acest joc, să manipuleze CSM-ul ca să obțină scopurile dorite. Și avem aceeași componență a CSM-ului. Un conflict între grupurile de judecători a ajuns să fie ridicat la nivel internațional, chiar și în opinia Comisiei de la Veneția din septembrie s-a regăsit un aliniat legat de procedurile de demitere ale CSM-ului. Acum două săptămâni am văzut că ambasadorul UE la Chișinău a avut o întrevedere cu președintele CSM. La ora actuală, președintele Buchichiu a venit a avut o întrevedere cu CSM-ul, venind cu câteva mesaje la acest capitol. În plus, Parlamentul astăzi a venit cu o serie de modificări în componența Consiliului Supra Magistraturii, ceea ce înseamnă că acest conflict nici pe departe încă nu este consumat, ceea ce este o mare problemă pentru reforma justiției. Ori până când această problemă nu va fi rezolvată, niciun fel de reforme nu vor fi posibil de a fi promovate în acest domeniu. Apropo de modificările aduse în componența CSM astăzi în Parlament, nu asistăm aici la o oarecare contradicție sau aproape o acțiune ilogică să-l inviți pe președintele Comisiei de la Veneția, bănuind ce va spune și iată chiar a spus, și în același timp să-ți urmezi calea? Sau poate nu înțeleg eu bine lucrurile? Eu cred că dumneavoastră le înțelegeți perfect. Este o manifestare, hai să zic așa, poate chiar va suna cam dur, de lipsă de respect față de această instituție. Atunci când soliciți opinia sau expertiza unei instituții pentru o anumită reformă, cred că este foarte bine să faci o pauză până când această expertiză ți este furnizată și abia mai apoi să operezi modificări legislative în domeniul respectiv. În cazul de față, din moment ce s-a anunțat și s-a cerut președintelui Buchichiu expertiza pe legea CSM-ului, nu era nicio problemă dacă mai aștepta 2-3 săptămâni de zile, cu atât mai mult că, din câte am înțeles, președintele Buchichiu a anunțat că expertiza urma a fi furnizată în regim de urgență chiar la începutul lunii ianuarie. Așa-i? Asta însemnând că nu era nicio problemă ca Parlamentul să aștepte până se întoarce din vacanța de iarnă și atunci să voteze modificări la legea CSM. Nu este o situație care arde, hai să zicem așa, schimbarea acum sau modificarea componenței CSM. Este un aspect al problemei. În general, nu mi se pare că dă bine o asemenea atitudine și acea brumă de încredere care mai există
în autoritățile moldovenești riscă să se spulbere. Eu văd și o altă problemă. În general, nu știu cât de inteligentă este această decizie de a mări numărul membrilor CSM doar pentru a putea să-l controleze. De fapt, nu este ideea care aparține actualului guvern, a fost lansată încă de guvernul Sandu, care vroia să preia controlul asupra CSM și a înțeles că singurul mod în care o poate face, neputând să le întrerupă mandatele, ar fi să mai adauge în câțiva membri unde să aibă o majoritate. Eu nu cred că CSM-ul este organul unde politicienii trebuie să urmărească să aibă o majoritate. Este grav atunci când politicienii își adjudică majorități în cadrul de CSM. Dacă actualul CSM merge prost, nu, soluția nu rezidă în modificarea numărului de membre, să tot adaugi alți membri noi. Păi, o țară mică suntem, cu o populație mai mică ca unui oraș mediu european. Așa, populația Berlinului dintre ei mai mare decât populația Moldovei, dar avem instituții mai stufoase decât sunt în întreaga Uniune Europeană. Jumătate din populația țării lucrează în administrația publică, altă sferă de populație controlează pe ceilalți. Când te uiți, avem câte un pensionar la o persoană care muncește și câte un om care lucrează și patru care îl controlează. Păi mai adăugăm încă de costuri, cheltuieli și iar noi birocrați care nu se știe. Plus, eu am fost membru CSM, vreau să vă zic, eu nu văd logica de a avea încă la volumul de lucru și la problemele care le rezolv, eu nu văd logica de a mări numărul. Era necesar un mesaj puternic politic pentru a schimba și a determina ca CSM, membrii de aleși sau de judecători care sunt din CSM și care au fost desemnați politic, să renunțe la această calitate, să revină în instanțele de judecată de unde au fost delegați, cei care sunt profesori sau care sunt din alte instituții, să revină în instituțiile care i-au delegat în această entitate și din moment ce s-a resetat întregul sistem politic, s-a resetat întreaga. Dar noi trăim în altă țară, haideți să o spunem așa cum este. Au demisionat demnitari mult mai înalți. Avem o altă curte constituțională, avem o altă procuratură generală. Păstrarea aceluiași CSM. Domnul Tabără, da, cineva și-a pus problema. Evaluarea judecătorilor și curățarea sistemului de care vorbea și doamna Sandu și vorbesc și acum actualii demnitari. Dar cine a format acest sistem? Cine i-a numit pe acești judecători la Curtea Supremă care astăzi trebuie evaluați ca să-i poți da afară? Nu CSM-ul ăsta? Ei chiar nu consideră că trebuie să-și asume nici măcar nici cea mai mică parte din responsabilitate. Dar să pășim și peste asta, să admitem că ei nu sunt vinoveți. Nu neapărat vina este elementul care determină o schimbare într-o asemenea situație. Într-o schimbare de conjunctură majoră care am avut în anul ăsta în Republica Moldova, este absolut lipsit de sens păstrarea unor instituții care într-un fel sau altul au fost implicate în și-au generat dezastru pe justiție pe care l-am avut noi toți acești ani de zile. Ei au fost cei care au numit judecătorii care astăzi nu știu cum se scoate din sistem. Și acum ei se etalează în poziții de mare apărătoare a independenței justiției. Iată de ce în loc să fie mărit numărul sau create noi instituții care să monitorizeze alte instituții care merg prost. Așa? Era necesar un mesaj consolidat politic care să vină din partea întregii clase politice. Ca acest CSM să plece și eu vă asigur că ei ar fi cedat și ar fi plecat. Fără șantaj, fără presiuni, fără revocări din funcții. Și iarăși următorul pas, presiuni foarte puternice, sociale, politice și un monitoring extrem de dur pe corpul de judecători atunci când ei ar forma alt CSM. Uite, aici am putea să venim noi cu modificări importante în legislație, criteriile de desemnare, criteriile care trebuie să le întrunească viitorii membri a CSM, detaliile legate de reputația ireproșabilă, mecanismele, cum am putea noi să creăm un mecanism astfel încât judecătorii să nu mai delege persoane întâmplătoare, obediente sau oameni care n-au nicio treabă cu justiția, să delege persoane morale. Senzația mea este că acest proiect de lege, el vine acum ca un pompier să rezolve o situație creată cu acest conflict pe CSM, dar el nu rezolvă problemele fundamentale care există în justiție. Mai mult că atât, el nici nu va putea și nu va fi de natură să determine schimbări majore în justiție. Acest CSM nu este sprijinit de corpul de judecători. Nu contează până la urmă a fost quorum, n-a fost, care sunt consecințele juridice. Astea sunt secundare. Mesajul care l-am primit cu toții, judecătorii nu mai sprijină acest CSM. Ceea ce înseamnă că avem nevoie de o altă componență, alți oameni, cu alte viziuni,
care n-au participat la numiri în funcții, care n-au participat la multe, multe chestii care s-au întâmplat aici la noi și care n-au închis ochii la multe lucruri care s-au întâmplat în această țară. Am avut sute de persoane lipsite de proprietăți, condamnați ilegal, nu am auzit nicio reacție a CSM. Zeci de și sute de plângeri au fost scrise de avocați membrilor CSM, care toate au primit răspunsuri formale, totul era ok. Eu eram ministru de justiție. Am inițiat eu o procedură pe un judecător care a ținut o persoană în arest preventiv absolut ilegal peste 3 luni, mai mult de 3 zile. Procurorul a zis că nu vede temei să-l țină în arest, ăsta l-a mai ținut încă 3 luni de zile. Am scris plângere, CSM-ul ăsta n-a găsit nicio încălcare. Păi eu nu pot să am încredere într-o asemenea entitate. Și nu cred că cineva în țara asta are încredere. Tot jocul ăsta care s-a toată această protipendadă și tot bâlciul ăsta în jurul CSM-ului doar ne adâncește și mai tare în mocir la asta în care suntem noi și nu deschide niciun orizont pentru a ne putea mișca înainte. În condițiile astea, iarăși mă întorc și mă întreb, la ce a folosit tot demersul parlamentar de astăzi cu la CSM? La altceva decât la, cum a spus, măsurile tip pompieristic, pe de-o parte, și pe de-altă parte o ofensă adusă oaspetelui pe care însuși parlamentul aduce, nu? Da, n-a fost un gest bine gândit. Eu cred că dacă parlamentul avea pe agenda astăzi votarea modificării legii CSM, nu trebuia să solicite opinia Comisiei de la Veneția sau trebuia cel puțin să vină cu un mesaj mai nuanțat. Uite, noi astăzi avem agenda de votare, dar vă promitem că vom veni cu legea, să vedem exact care, să vă explic care sunt consecințele. Chiar vă rog. În cazul în care concluziile care se vor conține în opinia Comisiei de la Veneție... Va veni totuși această opinie. Păi bun, dacă a fost solicitată, ea va veni. Nu e o problemă că vine post factum. Până la urmă, chiar nu e o problemă. Deci Parlamentul oricând poate reveni și poate modifica anumite nuanțe. Dar este destul de puțin probabil că Parlamentul va face acest lucru. Trebuie să înțelegem, un vot politic în Parlament pe chestiuni de justiție nu merge chiar așa de ușor cum crezi. E o chestie mai complicată, mai nuanțată, după care generează mesaje permanente însoțite de presiuni. În cazul în care opinia va fi negativă sau cu anumite rezerve, ambasadorii europeni, la toate întâlnirile externe, primul ministru, ministrul de justiție, președintele parlamentului, va fi atenționat. Vă rog frumos să țineți cont de opinia Comisiei de la Veneția pe legea CSM-ului care voi ați votat-o. Vor apărea mesajele în partea societății civile, care de acum a ieșit de la guvernare și a reintrat în rolul său de critică al guvernării. Așa? Și vor cere ei și vor pune presiuni, vor transforma modificările la legea CSM-ului în vârf de lance pentru a turpila și alte mesaje care s-ar putea să fie pozitive. Este o chestie cu multe consecințe și nu știu dacă a fost chiar atât de bine gândită atunci când s-a mers pe această cale. Poate era mai prudent să se voteze și să nu mai fie solicitată nicio opinie. Și putea fi solicitat peste câteva luni de zile într-un alt context, de Curtea Constituțională, bună oră, ca un amicus curiae sau altfel, ca să nu genereze, hai să zicem așa, să nu genereze neapărat proceduri de presiuni, proceduri de monitorizare și atenționări permanente care, de fapt, demolează o guvernare. Eu vreau să vă amintesc experiența pe care a avut-o guvernul Filip atunci când a fost modificat codul electoral. Ei au ținut cont, în foarte mare parte au ținut cont de recomandările comisiei, dar au fost câteva elemente fundamentale care totuși nu au fost rezolvate. Și vreau să vă zic că permanent, ani de zile, până la schimbarea puterii, toți ambasadorii europeni, toate instituțiile europene mereu atenționau asupra acestei probleme și încurajau guvernul sau chiar îl încurajau diplomatic vorbind, de fapt îl presau să vină cu modificări. Deși, sincer să fiu, astăzi privind retrospectiv și analizând rezultatele alegerilor, vedem că nu a fost atât de mare problema și nu a avut un impact chiar atât de mare pe cât s-a crezut. Urmărind chiar și rezultatele ultimilor sondaje, observăm că structura societății și opțiunile de vot rămân cam aceleași. Nu poate un sistem electoral să le distorsioneze într-o măsură în care a fost amplificată problema. Și riscurile să se întâmple acum pe chestiunea cu justiție, același lucru sunt destul de mari. Există probleme și suspiciuni legate și de Curtea Supremă de Justiție, dar poate mai ales de Curtea Constituțională și actuala ei
conducere și componență. Comisia Electorală Centrală, nici ea n-a scăpat de diverse bănuieli și așa mai departe. Iar noi vorbim acum despre vizita președintelui unei instituții a cărei denumire corectă este Comisia Europeană pentru Democrație prin Drept. Înseamnă că dacă ignori, bun, nu ești obligat să ții cont, nici să ceri opinia, nici să ții cont de ea. Dar dacă ignori, lași cumva impresia că nu te mai interesează democrația sau nu te mai interesează dreptul, sau pentru că, pe de altă parte, Guvernarea Republicii Moldova vine și spune în permanență, acum, în această formulă, vrem să fim o puntă de echilibru, nu vrem să stricăm nici relația cu Uniunea Europeană și reprezentanții ei, nici relația cu Estul și cu Federația Rusă, noi vrem să fim undeva la mijloc și echilibrați. Dar mijlocul ăsta echilibrat presupune să renunți la ideea asta de democrație și prin drept, așa cum se numește corect. Eu nu cred că Republica Moldova este în situația în care își poate permite să ignore opiniile Comisiei de la Veneția. Sigur, sunt state care nici nu solicită, niciodată n-au solicitat opinia Comisiei de la Veneția. Nu cred că vom găsi vreo opinie pe Marea Britanie, Franța, Germania și așa. Bun, chiar și în zona în care spațiul ăsta mai aproape de noi, în Europa Centrală și de Est, Lituania nu solicită opinii Comisiei de la Veneția. Nu mi-amintesc că vreodată Curtea lor Constituțională să fi solicitat un amicus curiae de la Comisia de la Veneția. Dar Moldova este în cu totul altă situație. Instituțiile moldovenești beneficiază de o criză profundă de încredere. Și orice idee, cât nu ar fi ea de bună, care este lansată la nivel național, ea are nevoie, pentru a fi crezută de societate și de parteneri de dezvoltare, are nevoie de un gir extern. Și în sensul ăsta, Comisia de la Veneția a fost mereu acel gir extern. Ce ține de valoarea Comisiei de la Veneția? Bun, este cel mai mare for global, dacă vreți, de expertiză pe de proiecte ce vizează instituțiile democratice, dreptul constituțional. Membrii Comisiei de la Veneția nu sunt doar statele membre ale Consiliului Europei, deși Comisia de la Veneția este o instituție a Consiliului Europei. Membrii Comisiei de la Veneția sunt sute de state care nici nu sunt măcar în Europa. Ca observator vine și Statele Unite ale Americii, sunt Coreea și așa mai departe. De ce spun tot lucrul ăsta? Autoritatea Comisiei de la Veneția este una de netăgăduit. Nu va pune nimeni niciodată la îndoială autoritatea și calitatea expertizilor oferite de Comisia de la Veneția. Chiar dacă unele dintre ele pot fi puse în discuții, de ce nu? La nivel de experți, la nivel de doctrine și așa mai departe. Dar un guvern ca acela al Republicii Moldova, sau o guvernare, sau o putere, sau o țară, hai să zicem așa, că nu ar fi, cred eu, corect să limităm doar la un guvern. O țară ca Republica Moldova destul de greu ar putea să intre într-o situație care nu ar ține cont de opiniile Comisiei de la Veneția. Chiar guvernul Maia Sandu, care a fost un guvern cu un puternic sprijin extern, uimitor a fost acest sprijin, necondiționat și deseori absolut nejustificat, ca să zicem așa, dacă ar fi să ținem cont de substanța reformelor care se zice că au fost promovate. Nici ei nu au putut să ignore și au fost totuși forțați să meargă la Comisia de la Veneția să ceară concluzia și expertiza pe legea de reformă a Curții Supreme și pe legea Procuraturii. Prin urmare, actualul guvern este într-o situație mai puțin avantajoasă. El nu beneficiază de acest sprijin extern și de acel bonus enorm de încredere pe care l-a avut guvernul Sandu. Așa că ei vor fi puși în situație să țină cont de recomandările Comisiei de la Veneția atunci când va veni această opinie. Dacă vor fi constatate anumite deficiențe esențiale, hai să zic așa, nu cred că putem vorbi de detalii. La nivel de detalii, este nu le mai revendică nimeni. Dar dacă vor fi anumite vicii fundamentale, eu cred că Parlamentul va fi pus în situația totuși să vină cu anumite ajustări. În condițiile în care s-a spus în permanență și diversele guvernări care s-au succedat la Chișinău ultimii ani, să spunem așa, au ținut să amintească faptul că opinia Comisiei de la Veneția este strict consultativă și, până la urmă, decizia suverană a statului este cea care contează în chestiunile, inclusiv acele chestiuni pe marginea care s-a cerut opinia. Așa este. Bun. Și atunci, dacă, să spunem, eu știu, actuala guvernare de la Chișinău se prevalează de acest lucru și va spune, da, v-am cerut opinia, nu ne încurcă opinia noastră, dar noi totuși mergem pe calea noastră. Așa a făcut și guvernul Filip la un moment dat. Nu, guvernul Filip totuși a făcut-o mai nuanțat. Guvernul Filip a încercat într-un fel să
țină cont de opiniile Comisiei de la Veneția, până în punctul în care ele deja veneau în contradicții cu elementele pur politice ale reformei electorale. Aici deja s-a blocat. Ei totuși au ținut cont, ei au încercat să evite o confruntare. Atunci au fost două mesaje. Au fost mesajele care vin din partea Partidului Democrat și a fost mesajul președintelui Dodon, care, într-o manieră mai așa radicală, cumva, el a ripostat și a invocat argumentul suveranității Parlamentului, care poate decide orice în materie de legiferare. Eu nu văd cum actualul guvern și-ar putea permite așa ceva, mai mult ca atât eu nu cred că ei o vor face. Nici președintele Dodon nu va face acest lucru, nu văd de ce ar accepta el o confruntare sau un conflict, hai să zicem așa, care ar genera în mod clar pierderi de imagine într-un an electoral. Nu văd nicio rațiune pentru Parlamentul Republicii Moldova să vină să ajungă într-o asemenea situație, nici ei nu ar avea nevoie. Mai mult ca atât, domnul Tabără, problema și importanța acestei reforme și modificarea acestei legii CSM-ului prin includerea unor noi membre, chestiunea total exagerată. Total exagerată. Eu urmăream acum, de altfel, ca să vedeți exact cum arată lucrurile în timp. Noi, în general, suntem mereu așa absorbiți de vâltoarea momentului și nu înțelegem și nu avem capacitatea să ne detașăm puțin, să privim lucrurile dintr-o parte. Dacă, să ne imaginăm, bunoară, că guvernul Sandu ar fi dus la bun sfârșit acel concurs cu procurorul general și domnul Stoianoglu ar fi fost numit de guvernul Sandu în funcție. Eu vreau să vă zic că ar fi avut un bonus de imagine, un câștig de imagine enorm. Eu am urmărit prestațiile și mesajele procurorului general Stoianoglu la toate emisiunile și toate comunicările publice care le-a avut. Eu vreau să vă zic că a fost impecabil. În sfârșit a venit cu mesaje care toate lumea le așteaptă. Eu cred că nu de 10 ani de zile, noi le așteptăm de vreo 20 de ani de zile mesajele astea. În cazul în care nu ar fi reacționat, fiind absorbiți de fierbințeala asta în momentul, dar s-ar fi detașat puțin și ar fi văzut cum arată dintr-o parte, nu este exclus că ei astăzi și-ar fi asumat acest rezultat, că în fond este un rezultat bun. Vreau să vă zic că avem un procuror peste așteptări. Hai să vă spun așa cum este. Așteptările au fost mult mai proaste la acest subiect. Exact același lucru putem zice și cu CSM-ul. S-a polarizat societatea, domnule, unii zic jos CSM, alții sus CSM, au adăugat noi membri. Va trece o lună de zile și veți vedea că lucrurile vor fi cam la fel. Deoarece problemele realmente reale care sunt pe justiție, ele nu sunt acolo. Nu acolo se intervine. Aici este cea mai mare deficiență de calcul pe care au avut-o și foștii, dar și actualii, cred eu că fac aceeași greșeală. Înțeleg. Noi mai avem puțin până la finalul emisiunii. Aș vrea să mutăm puțin discuția aceasta, nu foarte departe de Comisia de la Veneția, să mergem un pic spre Comisia Europeană, care este un organism tehnic, dar cu care Moldova a intrat în coliziune la un moment dat, în timpul guvernării Filip, când a venit vorba despre asistența financiară europeană. După anularea legilor în exact. Locale în Chișinău, după asta s-a blocat lucrurile. Comisia Europeană a avut amendamente doar din politic, într-un document sau într-o abordare care trebuia să fie pur tehnică. Amendamentele fiind influențate, printre altele, și de opinia Comisiei de la Veneția, o serie de factori. Actualul guvern, la rândul său, se confruntă cu o situație economică complicată, depinde de banii externi. Partidul Popular European e în continuare la putere, Parlamentul European va avea discursurile pe care le va avea. Așa este. Cum va reuși actuala guvernare în condițiile în care, cum ați spus, se petrec lucruri care depășesc puțin, sau nu, din potrivă, influențate de fierbințarea politică, cum va reuși să păstreze relația pragmatică pe care și-o dorește cu Uniunea Europeană și de la care așteaptă, printre altele, sau mai ales, inclusiv asistența financiară? Bine, nu cred eu că actualul guvern va beneficia de sprijinul pe care l-a avut guvernul Sandu în raport cu Uniunea Europeană. Este absolut evident acest lucru. Mesajele care au venit imediat după demisia guvernului Sandu și investirea guvernului Chicu sunt cât se poate de concludente și nu cred că este cazul să ne facem iluzii. Asta înseamnă că urmează a fi gestionate lucrurile pe interior, astfel încât să fie găsite sumele necesare de bani care sunt deficitare pentru finanțarea economiei. Vreau să vă spun un singur lucru. Nu este doar problema guvernului Chicu.
În 2009, când am venit la guvernare, am avut aceeași problemă. Republica Moldova nu are economie. Republica Moldova nu are suficiente forțe de muncă. În Republica Moldova, pentru fiecare om care muncește, în spatele lui mai stă și întreține un pensionar. Noi suntem într-un dezastru total. Și atâta timp cât noi, în loc să facem reforme și să încercăm să identificăm soluții pentru a dezvolta economia, ne vom focusa întreaga noastră energie în aducerea granturilor. Eu am urmărit atent mesajele fostei guvernări. Uite, am adus atâția bani la Uniunea Europeană, am adus împrumuturi, am adus granturi. Da, este o chestie frumoasă. Dar cât timp poți merge ca țară, poți exista doar în blând și cerșând. De ce nu am văzut? N-am văzut câteva mesaje, domnule, uite, s-au făcut atâtea locuri de muncă. Asta este. Care este problema angajatorilor? Eu, bun, am și eu afacerea noastră care, în avocatură, care o avem cu colegii mei împreună. Cea mai mare problemă este lipsa. Lipsa oamenilor, forței de muncă, n-are cine lucra. Problemele sunt de altă natură. Oamenii s-au obișnuit să evalueze performanțele unui guvern, cât de bine merge la Bruxelles sau la Washington sau la, mă rog, acum am mers în Rusia, am înțeles eu, după alea 500 de milioane, așa, cât de bine mergi cu mâna întinsă să faci tot felul de cesiuni, de cederi neclare, așa, pentru a aduce bani, pentru a acoperi o gaură. Trebuie să înțelegem că banii care de fapt se aduc, nu se aduc pentru 100 de ani. Acoperim găurile pentru 2021. În 2021 o să avem exact aceeași problemă când se va vota bugetul pentru 2022. Banii care sunt din asistență, granturi și așa mai departe, ei ajung la o cotă foarte mare în proporția bugetară. Prin urmare, focusarea trebuie să aibă loc pe altceva, pe dezvoltarea economiei și crearea unor oportunități ca oamenii să poată să vină să câștige bani aici, să-i facă aici. Deci eu vă zic că mesajul procurorului general care a fost de sprijin și de sprijin și de încurajare în general a oamenilor de afaceri, că ei nu vor mai fi victimele procurorilor. Eu așa am înțeles ce a spus procurorul Stoianoglu. De fapt, începând de astăzi, s-au terminat cu toate arestările pentru a fi deposedați de afaceri, arestările pentru a putea fi determinat să plătească la stat taxe și așa mai departe. Este un mesaj foarte, foarte puternic, care într-un fel sau altul trebuie preluat de guvernare, asumat de întreaga societate, doar libertatea poate genera dezvoltare. Controlul, amenințările, presiunile, atmosfera asta presantă, ea niciodată nu va determina un om să vină în țara asta, să-și deschidă o afacere sau să facă, să câștige bani, să dea locuri de muncă și așa mai departe. Înțeleg, vă mulțumesc mult. Noi am ajuns la finalul acestei emisiuni. Am ascultat cu plăcere. Recunosc că și pe mine domnul Stoianoglu m-a impresionat pozitiv, cu adevărat. Sper să reușească să se mențină în această verticalitate de care, iată, cel puțin la început de mandat dă dovadă. Într-adevăr, e ceea ce Moldova trebuia să audă. Sper să și vadă, nu doar să audă. Mulțumesc foarte mult! Plăcere. A fost alături de noi fostul ministru al Justiției, fost președinte al Curții Constituționale și reprezentant al Moldovei în Comisia de la Veneția, domnul Alexandru Tănase. Noi ne oprim aici cu această emisiune. Vă doresc un sfârșit de săptămână plăcut. Ne vom întâlni luni seara. Vom vedea cu care subiect, pentru că Moldova ne-a obișnuit că nu doarme nici în weekend. Probabil, cine știe, vom găsi un subiect fierbinte. Până atunci, însă, totuși, un sfârșit de săptămână liniștit. Numai bine!